au ales să trăiască departe de oameni, undeva în sufletul naturii. Patru familii locuiesc de ani buni într-un cătun care face parte din comuna Poiana Câmpina, iar acum au mai mult ca oricând nevoie de ajutor. Cu ani în urmă, cătunul Mogura a fost populat. În această zonă stăteau peste 30 de familii. Odată cu apariția civilizației, aceștia s-au retras la centru. În urma lor au rămas casele părăsite. Ne-a plăcut mai mult aici, că dacă nu avem pensii, nu avem nimic, din ceva trebuie să trăiești. Așa aici ții un animal, o băcuță, am cu lapte, un căluț cu ajutorul, ce să facem? Deci natura vă este prietenă. Da. Mi-e drag aici, nu plec din cauza asta. Am casă jos la soțul, dar nu-mi place. În cursul zilei de ieri, autoritățile locale au întins o mână de ajutor celor patru familii. Pentru că nu aveau cum să transporte alimentele pe un drum anevoios, au apelat la un localnic. Ai niște conserve să le pui afară. Ai două conserve. Asta să le pui afară. Ferește să suni. Ha, bravo. Dacă e ceva, sună primărie, sunt peste, da? Da. Bine. Mulțumesc. Să fii sănătos și mă bucur că te-am ajutat. Și s-a aprins focul mereu, că o să anunțe temperaturi scăzute. Mi-e frig noaptea, că n-am pământ. N-ați lipit, mi-intră... ați băgat de cu folie. Da, mi-intră pe dedesub, da, ce să fac? Azi noapte, toată noaptea asta în plantor. Da. Ziceai că nu fac, mi-e frică. Cât un pic și stau la sobă, mai mă bag în pături. Am venit aici la aceste familii, case care sunt la o distanță de 2-3 km față de magazinul alimentar, pentru a aduce un strop de fericire pe fața lor. Le-am adus alimente să se descurce și dânsii pentru a nu se mai deplasa în localitatea Poiana Câmpina. Să vă spun sincer, domnul primar ne-a trimis, pentru că îi cunoaște pe acești oameni, și s-a ajunge foarte greu aici și s-a gândit că trebuie să-i ajutăm și ne-a rugat să venim aici să îi aducem ceva ajutoare, să le facem viața mai ușoară. Zăpada este foarte mare, au și ei animale, nu poate să plece și e foarte greu. Sunt și bătrâni, bolnavi. Autoritățile locale din Poiana Câmpina au promis că vor continua să ajute cele patru familii din cătunul Măgura pe toată perioada iernii.